Lăudat să fie Iisus Hristos și bun venit la concertul vocal simfonic susținut de corul Juvenes Ecclesiae al Catedralei Romano-Catolice de Iași. Cu bucurie îi salutăm pe episcopii prezenți la acest concert, în mod special pe reprezentantul Sfântului Părinte Papa Francisc în România, Miguel Mauri Buendia, nunțiu apostolic în România, și pe președintele Conferinței Episcopilor din România, în al preasfințitul Aurel Perc, arhiepiscop și mitropolit de București. Excelențele voastre cucernici părinți, dragi credincioși, iubiți participanți din catedrală și dumneavoastră cei care ne urmăriți din fața ecranelor, prin intermediul Ercis Media sau ne ascultați la radioul Ercis FM. Bine ați venit la concertul vocal simfonic, cu prilejul consacrării altarului și redeschiderii catedralei Adormirea Maicii Domnului din Iași, după lucrările de restaurare realizate în ultimii ani. Un eveniment istoric pentru dieceza de Iași. Biserica, acolo unde există, chiar și prin cel mai mic turn al ei, este ca degetul arătător care indică spre cer. Biserica, indiferent de dimensiunile ei, este locul în care omul îl întâlnește pe Dumnezeu în intimitatea ființei sale și, copleșit de măreția dumnezeiască, se umple de cânt și rugă sfântă, lăudându-și Creatorul. Biserica, oriunde se află ea pe acest pământ, este casa celui preanalt. În ea vocea lui Dumnezeu se aude prin orice cuvânt sacru. Chipul lui, de o inefabilă frumusețe, strălucește pe chipurile sfinților, în icoanele care împodobesc pereții, iar numele lui este preaslăvit de slujirea evlavioasă a preoților și a credincioșilor. Catedrala Adormirea Maicii Domnului, pregătită de sărbătoare, este biserica mamă a diecezei de Iași. Ea păstrează în interiorul ei sacru memoria a peste 230 de ani de credință catolică pe aceste meleaguri, de la prima sfințire din anul 1789. În ea sunt adunate, ca ofrandă de bună mireasmă, rugăciunile înaintașilor noștri, episcopi, preoți, credincioși, care au trecut la Domnul cu semnul credinței. La altarul ei, același bun și iubitor de oameni Dumnezeu, ne ascultă rugăciunile pioase în trecerea noastră prin vremelnicia acestei lumii pământești, cu dorul neostoit după paradisul ceresc. Acest lăcaș unește generațiile de credincioși în liantul unei aceleași credințe, care sfințește și mântuiește. În această catedrală, Adormirea Maicii Domnului, Maica Domnului și Mama noastră primește florile parfumate ale cântărilor noastre, prețuirea pe care o merită din partea copiilor ei. De aceea, acest concert vocal simfonic este o rugăciune de recunoștință pentru toate înfăptuirile minunate ale Domnului în mijlocul nostru. Vom asculta în această seară Benedictus, o lucrare muzicală care face parte din Missa Brevis a compozitorului contemporan olandez Jacob de Haan, scrisă în anul 2003 pentru cor și instrumente de suflat. Urmează Missa Încoronării, creație muzicală a universal cunoscutului compozitor de muzică clasică Wolfgang Amadeus Mozart. Această lucrare muzicală, scrisă pentru Paștele anului 1779, a devenit o compoziție preferată pentru liturghiile de încoronare a regilor și pentru alte împrejurări cu caracter solemn. Iar noi avem o asemenea împrejurare, o asemenea sărbătoare cu caracter solemn. Variație de expresii muzicale, profunzime spirituală, îmbinare perfectă de sonorități instrumentale și vocale, tempo maestuos,
toate sunt conținute în cea mai cunoscută misă din cele 20 pe care le-a scris compozitorul Mozart. Teologul elvețian Karl Barth spunea că între ei îngerii cântă Mozart, iar când stau în fața lui Dumnezeu, interpretează muzică de Bach. Ascultând această misă, ne pare că însuși Mozart a stat în fața maiestății divine pentru a-i aduce lauda cuvenită. Ne așezăm și noi împreună cu el în fața celui vrednic de preamărirea noastră continuă. Așadar, în fața dumneavoastră, corul de tineri Juvenes Ecclesiae, acompaniat de orchestra Tineri Interpreți Ieșeni, soliști Sabina Gurgu sopran, Mihaela Blându mezzo sopran, Liviu Muntean tenor, Daniel Mateianu bas, la orgă Octavian Bișoc, dirigează Maximilian Husaru. Pe fundalul muzical al primei lucrări, Benedictus, vă invit să vă rugați împreună cu mine, dumneavoastră în gând, Psalmul 84, intitulat Dorul după lăcașul Domnului. Cât de plăcute sunt lăcașurile tale, Domn, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină, bea chiar tânjește după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul cel viu. Până și vrabia își găsește o casă și rândunica un cuib unde să-și pună puii lor. Altarele tale, Doamne al oștirilor, Regele meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei care locuiesc în casa ta, pentru că te pot lăuda mereu. Fericit este omul care își află tăria în tine și căile tale sunt mereu în inima sa. Trecând prin valea plângerii, o preschimbă în izvor și ploaia timpurie o acoperă de binecuvântări. Doamne Dumnezeule al oștirilor, ascultă rugăciunea mea, Dumnezeul lui Iacob, pleacă-ți urechea. Dumnezeule, scutul nostru, privește și vezi în fața unsului tău. Căci mai bună este o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Preferă să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile păcătoșilor. Doamne Dumnezeu, Tu ești soare și scut, Domnul dăruiește hară și mărire, nu refuză niciun bine celor ce umblă fără de prihană. Doamne al oștirilor, fericit este omul care se încrede în Tine.
Thank you.
Jesus.
Mulțumiri și felicitări coriștilor și instrumentiștilor pentru acest minunat concert rugăciune. Benedictus și misa încoronării, Kyrie Gloria, Sanctus și Agnus Dei, cu prilejul încoronării lucrărilor de restaurare la Catedrala Adormirea Maicii Domnului. În fața dumneavoastră, așadar, corul Juvenes Ecclesiae, orchestrat de tineri interpreți ieșeni, soliști Sabina Gurgu, sopran, Mihaela Blându, mezzo-sopran, Liviu Muntean, tenor și Daniel Mateianu, bas. La orgă, Octavian Bișoc, a dirijat Maximilian Husaru. Felicitări, am bucuria în încheiere să dau cuvântul preasfințitului Iosif Păuleț, episcop de Iași. Muzica este cu adevărat o artă, dar este și un limbaj care trece dincolo de toate frontierele. Muzica ne vorbește tuturor, și celor care au studiat-o și o cunosc, dar și celor care nu au studiat-o și nu o înțeleg. Ea vorbește tuturor, vorbește fiecare inimi deschise la frumos. Ea are menirea de a ne apropia pe noi oamenii, de a ne apropia între noi, dar are și darul de a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Vă mulțumim, dragi artiști, pentru emoția pe care ne-ați transmis-o în această seară. Ajung de mare sărbătoare pentru dieceza noastră. Vă mulțumim pentru că ne-ați vorbit prin cântul vostru despre Dumnezeu, despre măreția Lui, despre frumusețea și iubirea Lui. Vă mulțumim că, datorită vouă, am experimentat bucuria
și frumusețea de a fi împreună, ca într-o familie. Vă mulțumim tuturor, tinerilor bisericii, Juvenes Ecclesiae, instrumentiștilor, soliștilor, domnului organist Octav și nu în ultimul rând, domnului Maximilian Husaru, Max, cum îi spunem noi, care este sufletul acestui cor. Le mulțumesc de asemenea, împreună cu Preasfințitul Petru, oaspeților noștri dragi, care au dorit să fie alături de noi în sărbătoare. La această minunată, frumoasă, istorică sărbătoare a diecezei de Iași, consacrarea altarului și sfințirea lucrărilor de renovare și consolidare a Catedralei Adormirii a Maicii Domnului. Îi mulțumim în mod special excelenței sale, Monsignor Miguel Mauri Buendia, care, așa cum știți, este reprezentantul Papei în România și în Republica Moldova, nunțiu apostolic. Vă mulțumim, excelență! Mulțumim înalt preasfințitului Aurel Percă, acum, așa cum știm, arhiepiscop și mitropolit de București, căruia îi putem spune, bun, revenit acasă, preasfințite. Mulțumesc și mulțumim tuturor oaspeților și dumneavoastră, tuturor, care ați participat la acest moment de suflet oferit de tinerii noștri, pe care vă invit încă o dată să-i aplaudăm din nou, din suflet. Vă mulțumesc! Binecuvântat să fie Cel care vine în numele Domnului. Încheiem această seară cu lucrarea Benedictus.